Liga 1, CS Mioveni, FC Botoșani, luni, ora 17:30 de minute, Digisport 1. Liga 1, FCSB, FC Argeș, luni, ora 20:30 de minute, Digisport 1. Antrenorul gazdelor Dan Petrescu a avut o a doua repriză grozavă, trimițându-i pe teren pe Daniel Bieleliga și Billy Omran. Acesta din urmă s-a concentrat decisiv pe tânărul fotbalist român, care a marcat primul său gol în Liga 1. Billy Omran, bucuros că a primit un asist împotriva lui Farul. Într-un interviu rapid după meci, Omran a fost întrebat dacă Petrescu i-a spus ceva înainte de a-l arunca în luptă. Francezul a râs în hohote, sugerând că nu poate reproduce ceea ce i-a transmis în direct antrenorul său. A fost un joc foarte greu, ca de obicei, a fost Farul, o echipă foarte bună, o echipă bună. Domnul a fost inspirat și eu și Dani am venit să asistăm. Acesta a fost primul lui gol și mă bucur pentru el și pentru echipă. Dacă ți-am spus ce a spus, da. Era între mine și Mister. M-a motivat pentru că a știut să mă motiveze. Am dat totul, Dani a marcat și, cel mai important, acum câștig. Până la final, trebuie să câștigăm toate jocurile. Această victorie este foarte importantă pentru noi. Va fi greu acum în Argeș. Toate echipele care concurează în CFR și-au dat viața, a declarat Omran. Video cu CFR Cluj, Farul 1-0, rezumatul meciului. Etichete Dan Petrescu, Pierre Omran. Urmărește știrile Digisport, ro pe Google News.